Cuvântul Domnului astăzi este din Matei, capitolul 2. Vom citi primele 12 versete, ne ridicăm cu întreaga adunare, în semn de respect pentru Cuvântul Domnului. Matei, capitolul 2, de la versetul 1 la 12. După ce s-a născut Isus, în Betleemul din Iudeia, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat unde este împăratul de curând născut al iudeilor, fiindcă i-am văzut steaua răsărit și am venit să ne închinăm lui. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeea i-au răspuns ei, că iată ce a fost scris prin prorocul. Și tu, Betleeme, țarul lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai nesemnată dintre căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat în tocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi a trimis la Betlehem și le-a zis, aduceți vă de cercetați cu deamănuntul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre, ca să vin și eu să mă închin lui. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Și atât că steaua pe care o văzuseră în răsărit mergea înaintea lor, până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă. Au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și ei s-au închinat. Apoi și-au deschis visteriile și i-au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. În urmă, au fost înștiințați de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod. Și s-au întors în țara lor pe un alt drum. Amin. Acesta este cuvântul Domnului. Și Domnul, prin El, prin Cuvânt și prin Duhul Sfânt, să ne vorbească tuturor, să ne atingă inimile în această seară. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Mesajul meu se intitulează Ce este în inima ta de Crăciun? Ne vom uita la trei personaje, trei atitudini diferite față de această sărbătoare a nașterii lui Iisus Hristos. Matei, în mod intenționat, grupează aceste povestiri, istorisiri. Uh, Luca scrie altceva, Matei e singurul care abordează vizita magilor, de exemplu. Așa se completează evangheliile între ele, să avem o perspectivă întreagă, corectă, despre ce s-a întâmplat atunci. Dar pe noi ne va interesa acum modul în care aceste trei Personaje s-au raportat la vestea că se naște un Rege. Isus a venit și să ne judece inima, nu doar să ne bucure. Există un adevăr în Evanghelie, un adevăr central și nu avem voie să renunțăm niciodată la el. Sunt frumoase și colindele. Așa, dar ele prezintă așa foarte simplist, uneori deformat, teologic vorbind, adevăruri din Scriptură. Deci nu ne prea gândim noi la anumite cuvinte. Ne, place să cântăm și dincolo de așa, naivitatea unor colinde, Știm despre ce este vorba. A exprima mare adevărul în cuvinte simple nu e deloc ușor. Totuși, Evanghelia se ocupă de asta și um, dă niște detalii despre ce s-a întâmplat acolo, în, la nașterea Domnului. Și trebuie să descoperim adevărul. Ce este un adevăr? Adevărul este ceea ce corespunde realității este ceea ce există. Prin definiție, adevărul nu poate fi schimbat, relativizat. Aceea, astăzi, vedeți, noi trebuie să fim foarte atenți la a ține de adevăr și a mărturisi adevărul. Chiar de sărbătorile acestea te întreabă cineva ce sărbătorești, e o ocazie foarte bună să vorbești despre adevărul nașterii lui Iisus Hristos ca persoană istorică, ca persoană divină, ca persoană care a venit să-și dea viața pentru noi. Așa cum și Emil spunea, nu poți despărți Betleemul de Golgota. Hristos a născut ca să moară pentru noi și păcatele noastre. Prinde ocazia. Rostește acest adevăr cu îndrăzneală. Pentru că astăzi adevărul este machiat, camuflat. Nu, nu se spune direct. Uitați-vă și la televiziuni care vorbesc despre sărbători. Nu se mai spune Crăciun fericit ci sărbători fericite sau știu alte formule. Că deranjează. Deranjează adevărul care stă în spatele sărbătorii. Noi trebuie să rostim direct, clar, să afirmăm că sărbătorim nașterea unui mântuitor, a Fiului Lui Dumnezeu, Iisus Hristos, mântuitorul lumii. Asta e adevărul. Și a, a trăi după adevăr înseamnă să trăiești integru. Iar noi, vedeți, suntem înclinați să evităm adevărul, să nu spunem în tot sau să-l camuflăm, ne permitem exagerări intenționate, standarde duble, minciuni albe, cum se mai numesc. Un filozof spunea, făcea o meditație, ceea ce mă intrigă cel mai mult nu este faptul că mai ai mințit, ci faptul că de acum încolo nu te mai pot crede. Um, ăsta e mediul în care trăim noi astăzi. Media astăzi, mă refer și la televiziune și internet, tot uh, manipulează adevărul, nu dă întreg și nu uh, ne oprește să, pe noi, credincioșii, creștinii, să-l dăm întreg. Așa cum este. Și o să vedeți câteva exemple și mai încolo. Noi credem în adevăr, nu? Și trebuie să-l rostim. Acesta este adevărul Crăciunului. Aș vrea să vă recit o poezie scrisă de Penone Burtescu. Se intitulează Adevărul. Adevărul nu are nevoie de aprobarea mulțimii. El strălucește din sine ca soarele, ca sabia de foc pe care o învârt la porțile planetei heruvimii. Adevărul e ca o stâncă de care valurile popoarelor înfuriate se sparg. El se sprijină pe propria mai înalt ca orice înălțime și mai cuprinzător ca orice larg. Adevărul e un fluviu de lumină ce strigă în drumul său că Domnul va să vină ce gloate ar putea să-l oprească din cale, când ori încotro, sub, orice, sub cele patru vânturi, el duce o sanale. Adevărul e ca un cer înstelat, a cărui frumusețe nu-i știrbită de freamătul norilor de sub el în furtună. Adevărul strălucește mai presus de mizeria lumii, ca o nemuritoare cunună, care îi caută pe cei drepți și pentru cer îi adună oriunde ne-ar chema, oriunde ne-ar trimite, sub steagul lui mereu noi să fim primi. Să nu ne mai înspăimânte cloatele cei sunt împotrivă. Adevărul nu are nevoie de aprobarea mulțimii. Amin. Bun. Când acest adevăr a venit în lume, Reacțiile au fost ca și cum ar fi astăzi dacă Isus ar veni. Uh, și iată ce am selectat din text. Primul este Irod, împăratul Irod. El reprezintă oamenii care sunt tulburați de adevăr. Da. De sărbătoarea aceasta, să știți că mulți sunt tulburați, nu vor să creadă acest adevăr că s-a născut Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul Lumii. Preferă să prezinte altceva din sărbătoare, adună tot felul de tradiții, obiceiuri. Le dau întâietate ca adevărul să fie marginalizat. De ce? Pentru că e tulbură. Când magii au venit, s-au prezentat corect la Irod, magii au venit departe, am să vorbesc uh, mai încolo despre ei. Reacția lui Irod la aflarea veștii. Că s-a născut un nou rege, a fost tulburare. Nu numai el spune că s-a tulburat. Textul spune că întreg Ierusalimul. Știți de ce? Pentru că acest Irod era un despot, era un ucigaș recunoscut. Inoculat tulburare, spaimă, violentă panică, Bă, magii naivi credeau că Irod se va bucura de vestea că s-a născut un nou rege. Irod era atunci un rege bătrân, bolnav, era de peste 40 de ani pe tron, era un om viclean, nemilos. Iosif Flaviu, un istoric din vremea aceea, îl descria ca barbar, maniac, rău și pervers. Oricine era bănuit că ar atenta la poziția lui de rege, era omorât imediat, și-a ucis cumnatul, soacra și soția. În anul 7, înainte de Hristos, și-a ucis copiii de la ultima soție, Marian, prin strangulare. Cezar August, care era împăratul Imperiului Roman de atunci, spunea despre el că e mai sigur să fii purceaua lui Irod decât copilul lui. Asta era numele lui, renumele lui Irod. Senatul roman i-a dat titlul de rege al evreilor, deși nu era evreu. Era din Idumea, descendenți de -ai edomiților care le aveau ca strămoși pe Esau. Evrei de fapt îl urau pe Irod. Acum gândiți-vă ce a trăit Irod când a auzit vestea magilor că acolo în preajma lui s-a născut un nou rege. Nu e de mirare că a căutat imediat să-l omoare. Nu conta că omora Câțiva zeci, poate sute de nou-născuți. Irod, acesta era un fel de simbol al lumii în care a intrat Isus. O lume care s-a tulburat atunci când a auzit că s-ar putea să fie schimbări. Isus, de fapt, a intrat în lumea unde l-a așteptau ucigașii. Și când Irod aude vestea despre nașterea lui Mesia, toți evreii l-așteptau pe Mesia și el trebuia să-l aștepte pe Mesia. Cuvântul Mesia înseamnă unsul, unsul lui Dumnezeu, cel promis, care va elibera poporul. Confruntat cu acest adevăr, Irod L-a respins în mod premeditat. Ce l-a determinat? M-am întrebat: Ce era în inima lui? Despre inimă vorbim acum. Un singur răspuns am găsit: că irodi reprezintă pe invidioși, cei cu inima plină de invidie, de pismă. Um, Irod nu doar că era rege, viclean și dur, dorea și locul lui Isus. Și invidia, când intră în inima ta, îți produce tulburare. Cum zicea cineva că invidia este singurul păcat dintre cele șapte păcate capitale care nu îți produce plăcere. Că te roade pe dinăuntru. Irod reprezintă pe cei oameni care se simt ofensați când au ceva despre Isus, doar când îi se pronunță numele. Cu ani în urmă, am avut un student la teologie care mi-a povestit că a făcut conservatorul, întâi muzică, preună cu sora lui, și a participat la concursul Vocea României. Și-au ajuns până aproape de final. Piesa pe care ei au cântat-o împreună a fost un fel de colind american, care nu-i prea apreciat așa de unii. Maria, te-ai gândit. Mary, did you know? că se va naște, când dai nașterea acestui copil, el va fi regele lumii. Și o piesă frumoasă, concepută frumos, foarte cunoscută, cei doi au cântat-o, voci minunate. Amândoi aveau pregătire muzicală de specialitate. Și când se meargă mai departe, spre finală, organizatorii de la televiziunea respectivă le-au cerut să renunțe la piesa aceasta și să nu cânte nici un cântec creștin cu cuvinte sau creștinești sau cu Isus, adevărul creștinilor și au fost anunțați că asta e condiția Intră în final, aproape sigur, dacă renunță să mai cânte din biserică, cum zicem noi. S-au sfătuit cu familia și au decis să renunțe ei, a merge mai departe. Pentru că aveau ei condiția, dacă ne ducem mai departe, noi mergem să, cânt, să cântăm despre Isus și mântuirea Lui. Și uh, au fost refuzați, evident. Și acolo au stagnat, acolo au rămas. Ce a deranjat pe organizatori? Numele Isus? Să nu se cânte despre el. Păi nu suntem o țară creștină. Așa se zice, nu? 86,7% s-au declarat credincioși ortodoxi. Apoi vin catolicii, apoi vin protestanții, neoprotestanții. Fă, undeva 96-97% s-au declarat creștini în țara asta. Și o televiziune națională interzice să cânți despre Isus, care e miezul credinței creștine. Bun. Vedeți, pe unii tulbură numai când pronunț numele Isus. Ați văzut cum încet, încet se scot semnele. Creștinești din, de peste tot? Se vor scoate și din școli? La americani, țin minte, prin 60 și, nu știu, 64, 64 sau 66, s-a interzis rugăciunea în școli și apoi s-a interzis să ai Biblie în școli. Există în lume totdeauna în orice generație există oponenții adevărului, cei care nu-L iubesc pe Iisus. Să nu aveți impresia asta așa uh, nerealistă, că trăim într-o lume creștină sau că noi ne mișcăm în cercul nostru așa, dar când ieșim din cercul acesta știți ce vedeți și ce auziți. Foarte puțini se comportă ca și creștini, mărturisesc credința creștină, foarte puțin și cei care ar trebui să o facă. Poate sunt botezați în biserică. Când Apostolul Pavel a ajuns foarte sus în cercurile de, în alte ale Imperiului Roman, în faptele Apostolului 26, l-a întâlnit pe un anume Festus. Și în fața lui, el începe să-și depună mărturia. Uitați cine am fost cum Iisus mi s-a arătat și mi-a spus că voi fi slujitorul și martorul Lui, că voi deschide, voi fi unul dintre alții care voi deschide ochii oamenilor să se întoarcă de la lumină de sub puterea satanului la Dumnezeu să primească credința în Iisus Hristos și în sfârșit. Și acolo era și împăratul Agripa, deci, așa, clasa înaltă, așa, și versetul 24 spune că pe când vorbea el astfel ca să se apere, apropo, și de învierea morților, Festus a zis cu glas tare, Pavel ești nebun. Învățătura ta, cea multă, te face să dai în nebunie. Nu sunt nebun, pre alesul Festus, Festus. A răspuns Pavel, din potrivă, cuvinte adevărate și chipzuite. Împăratul știe aceste lucruri. Mă și gândesc că s-a uitat spre Agripa și a spus, împăratul știe, informat, știa ce se întâmplă în imperiul lui. Și de aceea îi vorbesc cu îndrăzneală, căci sunt încredințat că nu este nimic necunoscut din ele, fiindcă nu s-au petrecut într-un colț. Crezi un în proroci împărația Agripa? Știu că crezi. Și Agripa, împăratul, a zis lui Pavel, curând mai vrei tu să mă îndupleci, să mă fac creștin. A simțit că Pavel aici țintea să-i mărturisească adevărul despre Iisus Hristos. Fie curând, fie târziu, a răspuns Pavel, să dea Dumnezeu ca nu numai tu, ci toți cei ce mă ascultă astăzi să fiți așa cum sunt eu, afară de lanțurile mele. Ce mărturie! Ce confruntare! Ce îndrăzneală! Pentru că știa adevărul și credea în acest adevăr. Nu conta cine era în fața lui. A mărturisit adevărul. Cam asta se așteaptă, dragi frați și surori, de la noi. Pe oamenii tulbură adevărul Evangheliei. Așa cum a fost tulburat Irod sau Agripa. es lui, un creștin, cred că am mai spus odată acest lucru în, în autobiografia lui. Spune că atunci când era agnostic, deci nu credea în Dumnezeu. A, spunea că îl deranja un cuvânt interferența îl deranja ideea că există un Dumnezeu care intersectează, interferează lumea lui și nu l lasă să trăiască cum vrea el asta îl deranja cel mai tare dar Dumnezeu s-a îndurat și ses lui și a descoperit adevărul și apoi a crezut și a scris cărți multe în apărarea lui Iisus Hristos și adevărului creștin. Deci, întrebarea, prima întrebare este aceasta. Din ce categorie faci parte? Cum este inima ta astăzi? Se tulbură mintea și inima ta când se pronunță numele Isus? Sau când auzi adevărul despre cine ești, că ești poate prea egoist, că ești compromis, că ar trebui să te schimbi. Te tulbură chemarea aceasta la sfințire, la curăție, te doare adevărul. Vestea bună este aceasta, că Iisus Hristos n-a venit să tulbure. Deși numai când s-a pronunțat uh, Ideea nașterii Lui s-a produs tulburare, dar Isus știți cum este numit în proroți, Prințul Păcii. Isus Hristos n-a venit să tulbure, ci să aducă pace. Și cine crede în Iisus Hristos și îl primește ca rege, știți ce înseamnă? Ideea asta e o... Metaforic, da și nu, e și realitate, dar ideea este că atunci când spui că Isus e regele tău și am cântat și ne place foarte corect să cântăm lucrul acesta, că El e rege și domn. Înseamnă că El stă pe tronul inimii tale. Un rege nu are alt loc decât pe tron? De aceea e rege. De aceea eul tău trebuie să plece și Hristos să vină să domnească acolo. E o tranziție, e un transfer de autoritate. Acest transfer, dacă nu se face sărbătoarea aceasta, nu are nici un sens pentru tine. Dar are, primește toată semnificația dacă tu crezi că acest Iisus este regere, promis, care a venit pentru tine să-ți alunge tulburările, neliniște, amărăciunile, și să instaleze pacea lui în inima ta. Bun. Al doilea grup din narațiunea noastră sunt cărturare. i ați văzut. După Irod urmează cărturare. Pentru că Irod nu prea era tare în Biblie, a zis, trebuie să apelez la teologii mei. I-a strâns pe preoți, pe cărturare și a întrebat, ce zic magii ăștia? Ia spuneți-mi, E adevăr aici? Cărturarii îi reprezintă pe oamenii care ignoră adevărul. Irod îi reprezintă pe oamenii care sunt tulburați de adevăr. Cărturarii sunt cei care ignoră adevărul. De ce? băi, cărturare, adică experții uh, care știau Biblia. Ei trebuiau să știe tot, nu? Nici nu trebuiau să caute, trebuia din memorie, că știți, educația religioasă în vremea aceea era foarte strictă și dacă ajungeai un cărturar, un învățat în vremea aceea, treceai prin tot felul de filtre ca să fii recunoscut E ca și cum ai intra în câteva școli teologice și ai merge pe toate etapele, licență, masterat, doctorat, ca să știi că ești pregătit. Așa erau aceștia. Și când Irod întreabă, ce aud eu? Dați-mi informații. Ei imediat ce fac? Citează din prorocul Mica, despre Betleem. Știau. Eu cred că și Irod știa. Pentru că am citit undeva că educația asta religioasă legată de Mesia, venirea Mesiei, era încă, dată încă de la copii. La studii biblice. Da. Era organizată altfel decât noi. Da, și atunci să știți că se făcea educația religioasă în poporul evreu. Foarte serioasă. Bun. Și cărturarii și-au dat seama de ce au venit magii. Ei erau experți în lege, pregătiți. De mici să citească, să memoreze, să studieze, să aibă dezbateri publice chiar. Știu că, știm că unii cărturari de acest fel au memorat întreg Pentateuhul, adică cele primele cinci cărți ale Bibliei. Pe de rost le știau. Alții s-au specializat în cărțile de înțelepciune. Și mi-au memorat psalmi, toți psalmii alții memorau profețiile, deci erau grupări care și-au pus în plan să memoreze uh, noi îl numim astăzi Vechiul Testament vremea aceea era deja tradus în limba greacă se memora în limba greacă, septuaginta deci știau fiecare profeție despre Mesia și o dezbăteau știau interpretările școlilor rabinice din vremea aceea uh, Bun. De deci ce ei știau că Mesia urma să se nască în Betleem? Știți unde este Betleemul față de Ierusalim? La 10 km. Deci putea ajunge per da, să zicem, în maxim două ore. Nici unul dintre ei, dintre acești cărturari, n-a avut curiozitatea să se ducă să verifice. Dacă așa este? Dacă ce spun magii corect, s-a născut Mesia. Erau așa de aproape de el. O mică jertfă era doar. 10 km de mântuitori. Erau aproape, dar atât de departe. Erau oameni care studiau, dar erau studioși numai pentru ei. Și asta nu i-a ajutat. Gândiți-vă în paralel la magi, care erau niște păgâni, au dat de ceva texte biblice, probabil venite pe ruta uh, robiei babiloniene, când evrei au dus cărțile sfinte și prin alte țări. Și au citit despre un Mesia care urmează să vină. Magii știau atât de puțin și au jerfit atât de mult. Scribii aceștia știau atât de mult, dar au jerfit atât de puțin. Contrastul este evident. Pe cine reprezintă acești învățați, cărturari? Îi reprezintă pe indiferenții religioși. Dacă Irod îi reprezintă pe invidioși, cărturarea aceștia erau niște indiferenți. Uh. Indolența, adică nepăsători, impasibili. Să știi despre adevăr și să nu faci nimic. Nu i-a entuziasmat nimic din ce au auzit. Când magii au venit cu vestea lor, cărturarii nu s-au unit cu magii și să zică, mergem împreună, haideți la prunc, haideți la Mesia. Trebuia să cânte, să danseze de bucurie. Să lase tot deoparte, toate cărțile teologice. De aceea, acești cărtorari erau mai răi decât Irod. Pentru că Irod nu știa mare lucru, dar ei știau adevărul și n-au făcut nimic pentru adevăr. Cel puțin, irodic, arătate, invidie, răutate. Există oameni cu inima indiferentă. Orice le -i spune, nu-i mișcă nimic. Vreau să vă mărturisesc eu, ca profesor de teologie, de zeci de ani în atâtea școli și am dus și în străinătate, am întâlnit colegi teologi din mai multe confesiuni dar n-au nimic de a face cu adevărul mântuitor. Nu vă dau multe acum detalii, dar a fost una din marile dezamăgiri ale carierei mele de profesor de teologie. Unii nici nu se știau ruga, colegi de mine. nu, nu mă refer la românii, încă teologii români, slavă Domnului, sunt în mai, mai atenți și mai Pasionați așa, pentru adevăr. Bun. Uh, citeam despre un prieten de-al lui Billy Graham. Uh, numele lui era Charles Templeton. A fost uh, o personalitate a Canadei. Era scriitor, era editor în anii 1950. Uh, în vremea în care Billy Graham a ajuns mare evanghelist, Charles Templeton era coleg el, făcea evangelizări. Aici vorbim despre evangelizări, campanii din acestea de sute de mii de oameni care se strângeau să asculte Evanghelia. A fost, Templeton acesta a fost activ în organizația Youth for Christ. Dar la un moment dat, omul acesta a permis ca anumite idei liberale, întrebări ne la locul lor, să pătrundă în mintea lui și a început să se clatine în credința lui, s-a retras ca păstor și s-a dus să își dea răspuns la anumite întrebări teologice și s-a dus exact la seminarul din Princeton. Care, în, în vremea aceea, cu zeci de ani înainte, de fapt, a devenit un, un seminar liberal. Ce înseamnă să fie seminar, o școală liberală sau teolog liberal, că poate auziți despre aceasta, înseamnă să nu mai crezi în miracole. Să nu mai crezi în învierea lui Isus, în nașterea din fecioară în vindecări, în exorcisme, în lucrarea aceasta specială, supranaturală. Să îl vezi pe Isus, de exemplu, doar ca un guru, un învățat, așa, un tip fain, da? face fain, așa cum a fost și Mohamed sau Gandhi sau alții, așa a fost și Isus. A făcut bine, da, fără miracole, fără supranatural. Aceștia sunt teologii liberali, printre altele. Au păstrat din Evanghelii numai ce le convenea. Tot ce era supranatural, lucrarea lui Dumnezeu, a scos afară. Și au păstrat așa-numita Evanghelie socială. Numai ceea ce ajută societatea aia. Din predica de pe munte au ales câte ceva, expresii pe acolo, una alta. Și acolo s-a dus acest fost evanghelist care a Evangelizat cot la cot cu Billingham. Și evident, ajungând acolo, și-a pierdut de tot credința. Și în final a scris o carte. Cartea se intitula La revedere lui Dumnezeu. Și subtitlul cărții era Respingând credința creștină. Știți ce e? eveniment l-a determinat. Învierea lui sus din morți. Ca și la Atena, știți? Pavel la Atena a predicat. Când a ajuns să vorbească despre învierea din morți, filozofii au zis până aici. Același traseu a avut și acest Charles Templeton. Deși era un om educat, o minte sclipitoare a refuzat dovezile biblice ale învierii lui Iisus Hristos din morți, pentru că mintea lui nu putea accepta ideea învierii. Deci, mintea lui a devenit reperul lui, Dumnezeul lui. De fapt, mulți care au comentat căderea aceasta lui Templeton, au spus că cartea reprezintă imaginea unui om care, de fapt, nu vrea să creadă. Există, deci, o categorie de oameni indiferenți, împietriți în inima lor, chiar dacă este o logică chiar dacă sunt religioși. Zic, pe câți n-am cunoscut și eu. Mi-a fost rușine că am colaborat cu unii dintre ei de-a lungul anilor. Dar îi lăsăm în pace și pe acești cărturari. Mesajul știți pentru cine este? Pentru cei care v-ați născut în familie de creștini. Ați participat la viața bisericii. Ați fost educați teologic în biserică. Vi s-a citit Biblia, ați recitat cuvinte, discute, ați cântat colinde. Vi s-a predicat despre Isus, și totuși inima voastră a rămas rece. Uneori cunoștința condamnă. Când nu permiți cunoștinței să pătrundă în inima ta, de fapt, adevărul despre care cunoști, să pătrundă în inima ta. Exact acestea a fost cuvintele lui Iisus pentru iudei. Și am venit, v-am vestit. Și mi-a dat tatăl, zice, dar adevărul nu pătrunde în voi. N-are cum, zice, să pătrundă. Vestea bună știți care este? Că deși există astfel de oameni, cu inimă indiferentă sau pietrită Biblia promite chiar din Vechiul Testament că Dumnezeu poate schimba o inimă de piatră într-o inimă de carne, sensibilă. Că există puterea Duhului lui Dumnezeu care poate să schimbe astfel de inimă. Aș vrea să vă citesc o parte din mărturia lui Augustin. un îl Sfântul sau Fericitul Augustin, un mare teolog al bisericii, care și el a fost până la 30 de ani, un prăpădit, cum zicem noi, în viață. Foarte inteligent, pregătit. S-a întâmplat ceva în viața lui, s-a întâlnit cu Domnul, prin scriptură. Și el mărturisește ce trăire a avut. Vă recomand să citiți această carte, se numește Confesiuni de Augustin. Și el scrie la un moment dat așa. Uitați ce înseamnă o inimă care se deselenește o gornou, cum spune Biblia. Citez, o, Doamne, eu sunt slugata. Eu sunt slugata și fiul slujnicei tale. Tu ai surpat lanțurile mele. Ție îți voi aduce jerfă de laudă. Să te veselească, nu, să te slăvească inima mea și limba mea. Iar toate oasele mele să spună, Doamne, cine este asemenea Ție? Să spun așa, iar tu să răspunzi sufletului meu: Eu sunt mântuirea ta. Cine eram eu și ce fel de om eram, ce rău nu am pus eu în faptele mele, sau dacă nu în fapte, atunci în cuvintele mele, sau dacă nu în cuvinte, atunci în voința mea. Tu însă, Doamne, ești bun și îndurător, măsurând cu privirea adâncimea morții mele tu ai secătuit cu mâna ta dreaptă hăul stricăciunii din fundul inimii mele. Tot ceea ce cereai de la mine era să nu mai voiesc ceea ce voiam și să voiesc ceea ce voiești tu. Splendid. Și asta s-a întâmplat. Că până la urmă, vedeți, această tranziție, schimbare, are de-a face cu voința, doar inima ta să fie pregătită. Și ajungem la magi. Oameni pe care îi tulbură adevărul, oameni insensibili și indiferenți la adevăr. Dar a existat un grup, nu știm numărul lor, N-au fost trei, cum zice. Au fost trei daruri și oamenii și-au imaginat că au fost trei magi. Nu. No. Asta e folclor. Era vorba de niște înțeleți um, care au venit din răsărit. Cuvântul mag e un cuvânt din limba persană și înseamnă înțelept. Înțelept um, au trăit cu sute de ani înaintea lui Isus, aveau religia lor, scrierile lor, preoția lor. Cartea Danieli îi pe vremea lui Darius. Erau înțelepți, poate chiar filozofi, nu știm. Erau educați de fapt în mai multe discipline. Se pare că st au studiat astronomia și astrologia. Astronomia se ocupă cu studiul astrelor. Astrologia se ocupă cu legătura dintre astre și destinul omului. Nu știm dacă erau astrologi sau astronomi. Cert este că au dat cumva de Cuvântul Domnului, care promitea venirea din Mesia. Și pentru aceasta au călătorit cel puțin 1500 de kilometri pentru un bebeluș. Fascinant! Nici nu știau numele. Au venit la Ierusalim să afle. Presupuneau că cei de acolo știu despre ce copilaș este vorba. Dar surpriză, nimeni nu știa. Cum de ei știau mai multe? o interpretare, rețineți, nu suntem siguri, dar o interpretare pe care o dau exegeții noștri este că evrei și persanii s-au intersectat în istorie în sute de ani. Cu robia, cu robia, evreilor, trimiși în zona Persiei, da? au dus cu ei cărțile sfinte, să fi citit din Daniel, scrierile Daniel, Daniel nouă? Poate. Um, oricum, atâta știm că Dumnezeu li s-a descoperit printr-o stea, au înțeles, au înțeles că a venit timpul să se împacheteze și să plece, să caute pe acest copil. De aceea Dumnezeu s-a uitat la inima lor și a văzut o inimă căutătoare, sinceră, pentru că Asta e a treia, al treilea tip de inimă, o inimă care caută adevărul. Irod avea o inimă care era tulburată de adevăr, cărturarii, indiferenți la adevăr, dar acești magi a avut o inimă căutătoare și Dumnezeu i-a onorat. Uh, se călătorește atât de mult pentru un adevăr merită? Mă gândesc la cei care nu vin la închinare ca să-L cinstească pe Domnul Hristos pentru că afară plouă, sau metaforic, conform Bibliei, afară e un leu. Um, au jerfit um, dar nu călătoreau singuri, să nu credeți că au fost trei săraci, obosiți, au sosit la Ierusalim. În vremurile acelea trebuia să străbați deșertul. Nu se putea fără caravană, fără ajutoare, fără soldați, fără provizii. Și când au ajuns la Ierusalim, au făcut impresie. Toată capitala s-a pus în mișcare, pentru că aveau escortă, unii analiști cred că erau peste 300 de oameni, nu 3. Acum gândiți-vă, magii aceștia erau niște înțelepți, atrași de scripturi, de adevărul, despre Mesia. Au riscat totul pentru el. E ca și cum toată viața cauți ceva care să te împlinească și îți imaginezi ce vei face atunci. Te pregătești. Magii s-au pregătit cu daruri. Ce să-i ducem? Inima lor era o inimă căutătoare, sinceră. Erau niște închinători, adevărat, adevărați. Pentru că darurile aduse au o sminătă mâie. Știți că reprezintă elementele cheie dintr-o închinare, dintr-o liturghie. magii îi reprezintă pe acei căutători ai lumii, sinceri, deschiși adevărului mântuitor, care au puțin acces la informația vitală, dar sunt gata pentru acest adevăr să jerfească, să riște orice. Asta e extraordinar. De aceea merită să fie în Biblie. Și să vorbim despre ei. Și să cântăm despre ei. Nu erau evrei. Erau dintre păgâni. Dar așa a fost și Naaman, generalul. Așa a fost și Corneliu, sutașul roman. și a fost și una, Lidia Și Famenul. Toți aceștia au venit din afară. Adică Evanghelia este inclusivistă în acest sens. E deschisă. Iisus permite toți acestora să intre în împărăție. Apostolele au înțeles greul, Petru greu a înțeles că el trebuie să se ducă la Corneliu. Dar până la urmă a înțeles. Iisus aduce o altă dimensiune a Evangheliei. În împărăția lui intră toți cei care caută din toată inima lor pe Domnul. Că oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Și atunci Dumnezeu se uită la inimă, nu la fața omului, nu la titlurile lui. Și Dumnezeu străpunge inima, așa cum a făcut-o la toți aceștia. Și asta e întrebarea, cum e inima ta de sărbătoare asta? Cum e inima mea? Sunt eu pregătit să-mi pătrund adevărul mine? Îl caut eu? Caut, vreau să înțeleg mai mult sau sunt mulțumit cu foarte puțin? Magii ne dau lecții aici. Și Dumnezeu e onorat. Mai am o rugăciune a unui filozof de data asta. Că există și filozofi creștini convertiți care știu foarte bine să scrie ce se întâmplă în inima omului. Numele acestui filozof e Anselm, din epoca medievală. Foarte inteligent. El spune așa, ca o rugăciune. Doamne, Tu poruncești și îndemn prin Fiul Tău să cerem și promiți că vom primi ca bucuria noastră să fie de plină. Citat din Ion. Ei bine, Doamne, iată că cer, așa cum îndemn prin minunatul Tău sfătuitor, să primesc ceea ce ai promis prin adevărul Tău, ca bucuria mea să fie de plină. Dumnezeul încrederii mele cer, să primesc ca bucuria mea să fie deplină. Dar până atunci, fie ca spiritul meu să reflecteze la ea, la bucurie, limba mea să vorbească de ea, inima mea să o iubească, gura mea să o propovăduiască, sufletul meu să fie înfometat de ea, trupul meu însetat de ea, și toată ființa mea să o dorească până când mă voi cufunda în bucuria Domnului, care este un Dumnezeu întrăit și unul, binecuvântat în vecii vecilor. Amin. Minunat. Toată viața, magi au zis, mergem aici la regele acesta, trebuie să-l găsim. Ansel spune, bucuria aia promisă, aia vreau. Bucuria. Tu știi ce bucuria că stai în cu Domnul? Bucuria că a întâlnit pe El. Asta trebuie să cere. Să îndrăznești. Și ți se va Asta este o inimă căutătoare. Inima căutătoare este o inimă închinătoare. Concluzia mesajului toți aceștia s-au raportat la Isus. Isus e în centru narațiunii, nu aceștia. Isus este. Că pentru că toți se raportau la El. Toți știau ceva despre acest Isus. Dar Irod a încercat să-l omoare. Cărturarii l-au ignorat. Doar l-au găsit și s-au închinat. Vedeți cum sărbătoarea aceasta ne judecă pe toți. Nu e doar colindă și hai să ne simțim bine. Feel good. Nu, sărbătoarea aceasta, ca și sărbătoarea învierii și alte sărbători, sunt lăsate ca repere în viața credinciosului ca să ne cercetăm. Să vedem cum e inima noastră. Uh. Ce vei face cu Isus? Îți trezește invidie, indiferență sau închinare? Ai trei variante. Invidie, indiferență sau închinare? Închinare. Știți, și întrebarea mesajului este și a Evangheliei pentru tine este, nu contează cum răspund alții, ci cum răspunzi tu de partea cui ești? De partea invidioșilor, a indiferenților sau a închinătorilor. Și închei cu o ilustrație, așa mai de sezon, dar e reală. Are naivitatea ei, dar uneori naivitatea e binevenită. E reală. Ce vă voi spune e real. E vorba despre mama președintului G.F. Kennedy, deci președintele Americii. Această istorioare a fost scrisă de un predicator pe nume Jess Moody. După ce a avut un studiu biblic la biserică, la predicator a venit doamna Rose Kennedy, și predica era despre cum se îndepărtează unii de calea Domnului și cum trebuie să vină înapoi. Și doamna Kennedy îi spune, deci mama președintelui, da? Îi spune predicatului, eu sunt cea din predica ta. Când eram tânără m-am îndrăgostit de bani, am devenit egoistă, trăind doar pentru mine. Și povestește cum a născut apoi o fată, după aia așa da seama, după scurt timp, că fetița avea probleme mentale și urma să fie internată într-o instituție a statului, unde urma să fie supravegheată toată viața. Devastată de această veste, ea s-a revoltat împotriva lui Dumnezeu. Mânia i-a luat bucuria. Și într-o seară, împreună cu soțul ei, se pregăteau de o întâlnire. Și au anulat vizita în ultimul moment. Pentru că era teamă de societate, de întrebările care îi se vor spune, îi se vor pune mai ales despre fetiță, și se consuma foarte mult în interiorul ei. Familia avea o guvernantă, o bonă. Și aceasta a văzut tulburarea din inima Doamnei și a zis, Doamnă, v-am urmărit în ultimele săptămâni și am văzut că ați devenit foarte mânioasă. Dacă nu faceți ceva, veți suferi mult. Trebuie să vă rugați așa. O, Doamne, fă din inima mea o iesle în care pruncul Hristos să se poată naște. Da, doamna Kennedy a devenit și mai furioasă și a concediat-o pe guvernantă. Noaptea aceea însă n-a putut dormi. Nu și putea scoate din minte rugăciunea aceea. Și în cele din urmă, ca să scape de tulburare, a îngenunchiat lângă pat și a spus rugăciunea, O, Doamne, fă din inima mea o iesle în care pruncul Hristos să se poată naște. Și în acel moment Dumnezeu i-a auzit rugăciunea și i a răspuns și a fost cuprinsă de pace. Și povestind de a predicatorului, i-a zis, am fost întotdeauna o fire religioasă, știți, sunt catolică și am crezut mereu în Isus, dar acum era ceva diferit. Mi-am deschis imanul lui Hristos într-un mod nou, și inima mea a devenit o iesle unde Hristos s-a născut. A, să nu uit. A chemat o pe guvernantă, înapoi în casă, care a stat cu ea până ce doamna Kennedy a murit. Nu știu, poate că unii dintre voi, ascultătorii mei, aveți nevoie să faceți o rugăciune așa simplă, că mântuirea vine pe o cale simplă, nu te poți rătăci pe calea asta, spune prorocul. Poate că ai, ai, fost doar religios până astăzi. Ai crezut ceva despre Isus, dar niciodată n-ai avut un moment în care El să intre și să domnească în inima ta, pentru că atunci când domnește El, El aduce pace, toate tulburările tale vor dispărea. El va alunga mânia și invidia și răutatea și amărăciune. O, Doamne, fă din inima mea o iesle în care pruncul Hristos să se poată naște. Poate fi o rugăciune simplă care să te schimbe definitiv, să pleci de aici altfel de cum ai venit, plină o inimă plină de pace, pentru că l-ai găsit pe Regele, Hristos, Prințul Păcii, acestui Hristos. Să fie toată slava în vecii vecilor. Amin.